Bine ați venit la Mașini pe vechi cu Alex Șeremet, adică cu mine, sunt așa mai vechi cu părul alb, se întâmplă și de asta sunt aici. Este podcastul, emisiunea sau chestia asta pe YouTube sau unde urmăriți voi, unde punem untul pe poveștile cu mașini. Am povestit, dacă ați urmărit episoadele din trecut, despre Henry Ford. Ei bine, ce trebuie să știți este că în 1902 Henry Ford era furios. Era a doua încercare să-și construiască o firmă de mașini și era dat afară. În locul lui venea Henry Leland, zicea, ce a făcut Ford ăsta aici, e treabă bună, facem o companie. Așa se năștea Cadillac. Ei bine, Cadillac a devenit una dintre companiile de lux în industria americană. O legendă spune că undeva pe la 1908-1909, era un nenea Byron Carter care a avut un accident cu mașina. Ce trebuie să știți despre mașinile cu motor cu ardere internă? Pe benzină. Prima rotație, prima mișcare de fapt a cilindrilor trebuie generată din exterior. Ca să se întâmple explozia aia, compresia și așa, trebuie cilindrii să se miște deja. Pe vremea respectivă, cilindrii se mișcau la manivelă. Băgam, poate știți din filmele cu Stan și Brown. Acum e moment să băgăm acolo. Poate știți din filmele cu Stan și Brown. Băgau la manivelă și dădeau, roteau să pornească motorul. Treaba asta era una foarte periculoasă, pentru că în momentul în care pornea motorul, manivela începea să se rotească foarte repede. Asta era unul dintre cele mai mari pericoli și putea să te lovească. Ei bine, undeva pe la 1908-1909, pornind un Cadillac, un anume, m-am uitat acolo, Byron Carter, a fost lovit în maxilar și s-a spart maxilarul și după câteva zile a murit. Era, se pare, un prieten al lui Henry Leland, cel care a înființat Cadillac. Și Henry Leland a zis, băi, lucrul ăsta trebuie să oprească. Mașina mea mi-a omorât un... sau marca mea de mașină, o mașină a mărcii mele, mi-a omorât un prieten. Așa că a început o goană nebună să se inventeze starterul pentru motor. S-au încercat foarte multe lucruri, printre care arcuri, aer comprimat, chiar și praf de pușcă ca să genereze acea primă mișcare a cilindrilor. Lucrurile nu funcționau. Până la urmă, în disperare, s-a uitat la o nouă companie, mă uit acum iarăși, cum se numea compania, Dayton Engineering Laboratories Company, Delco. Așa se numea compania, de acolo vine cuvântul nostru, cum, dacă vreți, Aragaz era o firmă, Adidas era o firmă înainte să fie produsul, așa și Delco. Ei bine, băieții ăștia erau niște tineri care lucraseră în diferite industrie și au dat seama că industria auto e în ascensiune, e o șansă. Știți cum e industria IT acum, că putem să încercăm ceva, așa era industria auto acum 110 ani. Era condusă de Charles Catering și băieții de la Delco cu Charles Catering au zis, noi putem să-ți facem ție o chestie. Și au făcut. Au făcut starterul electric. Ei, ce este interesant însă că nu au făcut doar un motor electric care să facă prima rotație a motorului sau prima mișcare a motorului cu ardere internă, au făcut un întreg sistem electric care avea baterie, starterul funcționa și ca generator și pentru că aveau sistemul electric la bord, a mai apărut ceva. Au început să răspândească, existau deja, dar acum se răspândeau farurile electrice, care iarăși era o chestie de siguranță extraordinară. Deci erau chiar farurile electrice o chestie de siguranță extraordinară pentru că se foloseau tot felul de soluții pentru faruri cu ardere, cu carbid, cu gaz și alea era un pericol foarte mare de incendiu pe o mașină făcută cu foarte mult lemn. Ei bine, dintr-o dată mașinile au devenit mai sigure. Și legenda spune, n-am putut să o verific, dar s-a răspândit foarte repede, este că Henry Leland de la Cadillac, care a investit să se întâmple chestia asta, a zis, eu las lucrul ăsta să răspândească în toată industria auto. Sunt mulți care spun că asta a însemnat o explozie, nu e cuvântul potrivit când am tot văzut, o dezvoltare rapidă a automobilului cu motor cu ardere internă într-o perioadă în care era la mare, mare concurență cu automobilul electric. Ei bine, la începutul, de fapt așa, să o luăm așa, pe la 1890 și ceva, cel mai răspândit automobil era automobilul cu abur. Era chiar, puneam un boiler mare, făcea presiune și trebuia să aștept vreo jumătate de oră, două ore să se facă presiune, așa de, că iubito, mă duc să-mi pregătesc mașina, să ieșim în oraș. Asta era cel mai răspândit automobil. După care, nu automobilul pe benzină a fost cel mai răspândit, ci cel electric.
care era mai ușor de folosit. Nu aveam manivela aia, de exemplu, dar mai mult de atât, și asta e un lucru mai puțin cunoscut, culmea, nu manivela care îmi spărgea fața și putea să mă omoare, era cel mai mare, cel mai dificil lucru la utilizarea automobilului pe benzină, trebuie explicat asta, ci toată nebunia asta că trebuia să am cutie de viteză. Ei bine, eram într-o perioadă în care automobilul tocmai se inventa. De exemplu, carburatorul nu a apărut inițial. Era o cârpă care se îmbiba cu benzină și făcea niște vapor. Cam așa funcționa primul sistem de genul ăsta. Și o mare dificultate pentru automobil era că era foarte clar de la început că trebuie să aibă cutie de viteză. Și primele de cutii de viteză nu aveau ambreiaj. Trebuia să existe un sistem de manete, de chestii ca să cuplez eu vitezele, dinții roților, care se spărgeau foarte des. Și cum foarte mult a existat ideea că lucrurile sunt atât de complicate încât nu o să-i putem învăța pe oamenii de rând să lucreze cu o mașină cu motor cu ardere internă. Cutia de viteză, ambreiajul, mai mult, că trebuie să operez cu picioarele chestia asta. Nu cred că exista pe atunci vreun obiect pe care eu să-l controlez și cu mâinile și picioarele și dintr-o dată trebuia să folosesc, să frânez, să accelerez, viteza, direcția, totul să fac, era ceva care părea SF. Lucrurile au prins. De fapt, automobilul cu motor, am făcut o mare paranteză, o să se mai întâmple în cazul acestui podcast, îmi cer scuze, dar ce vreau să vă spun este că se vorbește foarte mult că starterul, motorul electric a distrus mașina electrică. E o poveste foarte frumoasă, dar dacă e să fim foarte corecți, dacă e să fim corect, nu s-a întâmplat chiar așa. De fapt, singurul, pot să spun idiot în emisiunea asta, singurul om care s-a opus starterului și a zis eu nu mă ating de invenția aia, era ofticosul de Henry Ford. El făcea Ford Model T, care a fost prima mașină făcută în volume foarte mari, și nu a acceptat niciodată să pună starter electric pe mașina respectivă. În timp ce Cadillac lansa model 30, modelul 30, cu o reclamă foarte curajoasă, this car has no crank, această mașină nu are manivelă, Henry Ford se încăpățâna să construiască mai departe model T. Din punctul meu de vedere, adevăratul ucigător al mașinii electrice nu este starterul, nu este o cutie de viteză sofisticată, ci este Ford Model T. Pentru că dacă la începutul secolului un constructor serios de automobile făcea 1000, 2000, 3000 și era extraordinar de succes, Ford a reușit să construiască Model T la finalul lui 1920 într-un milion de exemplare. Deci a crescut de 1000 de ori. Asta a răspândit și a popularizat cu adevărat automobilul în forma sa cu cea mai răspândit și acum motorul cu ardere internă. Ce este iarăși foarte interesant este că Charles Keating a devenit un mare inventator. A lucrat mai departe la General Motors, unde a fost șef de dezvoltare undeva din anii 20 până în anii 40 și acolo a făcut foarte multe invenții care au transformat industria auto, dar unele și în foarte rău. Lumea noastră a fost transformată în foarte rău de invențiile lui. Și două sunt foarte faimoase. Freonul, care a atacat stratul de ozon, o problemă pe care noi am reușit să o rezolvăm până la urmă, și a doua problemă foarte mare pe care a generat-o a fost benzina cu plumb, care era utilă la vremea respectivă împotriva, hai să spunem, detonării premature, acel knocking al motorului. Și deși se știa că plumbul este toxic, pentru că era nevoie de o soluție să facem motoarele mai fiabile, să funcționeze mai bine, s-a preferat să se impună chestia asta. Și același om care a inventat o soluție care să facă mașina mai sigură, a dus pe piață și aceste lucruri. Dar Keating a făcut și alte lucruri interesante. A inventat și în afara industriei auto și a fost, culmea, pasionat de medicină. Incubatorul pentru născuții prematuri a fost una dintre invențiile lui. Alături de Alfred P. Sloan, unul dintre cei mai legendari CEO, director general al lui General Motors, au înființat la începutul anilor 50 unul dintre primele institute pentru tratarea cancerului din lume în Statele Unite. A avut un istoric extraordinar de invenții, toate pornite de la omul care s-a afirmat cu acea chestie salvatoare și transformatoare pentru automobil, starterul electric. Avem o chestie foarte importantă. V-am spus, confruntare Ford Model T, Cadillac 30, prima mașină fără manivelă din lume. Vreți să știți cum arată mașinile alea?
puteți în București. Țiria Collection le are pe amândouă, mai mult sunt una lângă alta. Mergeți acolo și puteți să vedeți istoria pe care eu tocmai v-am prezentat.